Testul Papa Nicolau, numit și testul PAP sau simplu PAP, este o procedură importantă de screening pentru detectarea precoce a cancerului de col uterin și a altor afecțiuni cervicale. Despre aspectele cheie ale acestui test discutăm astăzi cu medicul obstetrician ginecolog Elena Parpauț. Bun venit acasă! Bine v-am găsit din nou! Vreau să discutăm despre acest test, PAP test, care este unul extrem de important pentru noi doamnele. Și întrebare, de la ce vârstă începem să o facem? Vreau să menționez că este a patrulea din lume cancere și sunt foarte bine de știut că odată ce am început vârsta sexuală, deja trebuie să știm că este așa test și odată ce am împlinit 21 de ani și ducem viața sexuală, deja trebuie de-l făcut. De la 21 de ani până la 65. Asta în mod normal, dar acum viața sexuală a copiilor începe un pic mai devreme. Da. Dacă am mers la doctorul ginecolog și sunt schimbări la nivel de col uterin și doctorul face indicația mai înainte de 21 de ani, evident că trebuie de efectuat acest test. Bun, ce presupune, ce este de fapt acest test ca să înțeleagă și cei de acasă? Deci este un test non-invaziv, o recoltare de celulele de la nivelul colului uterin, deci pe masa ginecologică, fetița sau doamna se află, se recoltează cu o periuță sau cu o spatulă, cu un instrument medical din colul uterin, din mijlocul colului uterin, celule care se aplică sau pe lamela sau în mediul lichid. Trebuie să cunoaștem că PAP testul sunt de două feluri. Așa, n-am știut acest lucru. Deci este PAP testul care se aplică imediat pe lamelă, se numește pe mediu uscat, care se efectuează o dată în an. Și este PAP testul care se efectuează în mediul lichid, deci iarăși la nivelul colului uterin, cu o periuță se rotește de 6 ori în după acele ceți sornicului, se recoltează aceste celule și se aplică în mediul lichid. El este cu mult mai informativ și este mai bine de-l efectuat, din ce cauză că de multe ori cancerele de col uterin, în 99% cazuri, sunt datorită papilomavirusului. Un virus foarte agresiv, sunt mai multe tipuri, deci cele mai agresive avem 18 tipuri de virusuri, cele mai agresive este 16 și 18, care noi le putem detecta prin, iarăși, o analiză care se poate efectua din același recoltat din mediul lichid. El poate fi recoltat în cazul când noi am efectuat în mediul uscat, deci el poate fi recoltat mai târziu un pic. Deci trebuie să cunoaștem că această investigație se efectuează din ziua a 8-a sau a 10-a a ciclului menstrual. Ce înseamnă ciclul menstrual? Se numără din prima zi a menstruației. Când s-a început. Da. Până la ziua, după unele surse, așa, până la ziua 16 sau a 20. Deci, practic, mai bine până la ziua 16, picul ciclului ovulatoriu. Inclusiv atunci este ovulația noastră până în ziua 16. Da. Deci avem, practic, aproape două săptămâni, mai mult de două săptămâni, în care putem să efectuăm acest test. Da. Asta nu înseamnă că trebuie să calculăm ziua plus minus, da? Da. Am înțeles că există acest mediu lichid și mediu uscat. Mediu uscat se face odată în an acest test, pentru cel lichid odată la 3 ani. Așa. În cazul când se depistează celule care arată schimbări la nivel de col uterin, medicul poate să recomande să se repete această investigație peste 3 luni. De multe ori însă și are loc tratarea unei infecții. Deci cum poate fi rezultatul PAP testului? Da. El poate fi de 5 nivele. Poate fi negativ, deci este în normă. Poate fi schimbări superficiale, inflamatorii, precanceroase și cancerul propriu-zis. Deci în cazul de cele mai multe ori, fetele, cei că v-au dat testul nu bine, nu înseamnă că deja avem ceva foarte, un cancer. Da, un cancer și trebuie să facem mai rezervă. E neapărat nevoie să ne ducem la doctorul ginecolog. De multe ori se indică PAP testul. PAP testul, deci cele mai dese ori, HPV-ul. Deci se indică HPV-ul. De cele mai multe ori schimbările la PAP test au loc din cauza prezenței papilomei virusului. Trebuie de văzut care papiloma virus și de multe ori acest virus este eliminat din organism. Deci singur, cumva de la singur sine, se de la sine, iese în organismul nostru. Dar de multe ori este nevoie, este necesar de tratament. Și depinde de ce
nivel este această schimbare și atunci doctorul ginecolog poate să indice repetarea testului peste 3, peste 6 sau peste 9 luni. Deci în momentul în care noi am făcut acest pap test în mediul lichid, că este mai corect, da, și e mai veridic cum ar veni, să înțelegem că faptul că nu arată negativ sau arată, să zicem, pozitiv, nu înseamnă neapărat că avem acest cancer. Trebuie doar să mergem la un medic ginecolog ca el să ne zică... El interpreteze corect. Am înțeles. Bun. Dar ce reprezintă aceste rezultate? Asta înseamnă că când trebuie să ne facem, să ne alarmăm că gata, Doamne ferește, trebuie să intervenim chirurgic. Haideți, trebuie să începem cu ceea ce trebuie de pregătit pentru acest pap test. Deci trebuie colectat corect și atunci o să știm la sigur ce trebuie de făcut. Deci 48 de ore nu trebuie de avut relații sexuale și 48 de ore nu trebuie de pus nicio ovulă vaginală, nu trebuie de făcut spălături vaginale, ceea ce în general nu se poate de efectuat spălăturile vaginale, de care de multe ori se mai efectuează. Da. Deci se prelevează acest test. Scuzați-mă aici la acest capitol. O igienă adecvată e corectă cu 48 de ore înainte sau mai bine nici duș nu facem? Mai bine nici duș nu facem și atunci este cel mai corect. Ok. Deci 48 de ore nu trebuie de atins nimic la nivel de vagin. Ok. Și atunci testul va fi mai corect în cazul când la schimbările colului uterin, deci doctorul văzut o schimbare de col uterin, de cele mai multe ori este de nivel inflamator, deci de geneză inflamatorie. Și atunci este nevoie de efectuat un frotiu, o însămânțare din vagin pentru bacteriologică, pentru a depista care este această infecție, de tratat infecția propriu-zisă, atât a doamnei cât și a partenerului. Și atunci, de multe ori, în 90 de cazuri, are loc iarăși schimbările. Peste 3 luni se efectuează iarăși testul, PAP-testul. Și atunci, de multe ori, ne dă că este schimbări deja pozitive. Deci, în cazul când, totuși, eu am zis că sunt schimbări deja precanceroase, atunci se efectuează la HPV-ul și, în rezultat, în dependență de HPV, se efectuează. Sau, iarăși, colposcopia și tratament, sau dacă este în cazul că ne arată cancer de col uterin, se efectuează o rezecție la nivel de col uterin, se ia o bucățică din biochimie, care este nu este biochimie, este citologie, da? Morfologie, deci se ia o bucățică din țesut la nivel circulator, care este iarăși nedureros. Unica ce poate fi, poate fi un pic de sângerare post-traumatic, deci, dar care iarăși se recomandă 48 de ore nu de avut relații sexuale, nu de avut, nu de frecventat saune, bazine și nu de pus tampoane. Și atunci aceste sângerări se încetează. Vreau să întreb, că noi tot zicem de acest pap test. Dar ce se poate întâmpla în cazul în care noi nu-l facem? Pentru că eu sunt sigur că sunt foarte mulți care poate nici n-au auzit sau fac o dată la 5 ani acest test. Ce se poate întâmpla dacă nu îl facem? Sunt situații când se poate de efectuat și o dată la 5 ani. Deci în cazul când a fost efectuat și PAP testul și HPV-ul și ambele sunt negative, deci atunci se recomandă odată în 5 ani de efectuat încă o dată de repetat și PAP-testul și HPV-ul. Deci în cazul când nu s-a efectuat deloc, noi putem în 5 ani să depistăm un cancer agresiv al colului uterin și schimbări care nu pot fi tratate deja. Dar diferența asta de 5 ani, în timpul, cursul celor 5 ani, Doamne ferește, se poate întâmpla ceva? Un cancer de col uterin nu se dezvoltă foarte rapid. Deci este nevoie de o perioadă de 3-5 ani pentru ca să se dezvolte. Deci în acest rest timp noi putem depista foarte ușor și putem preveni unele schimbări irreversibile. Atunci putem trata, putem, la urmă, putem rezecta porțiunea care este afectată și nu progresează mai departe acest cancer. Eu înțeleg așa, că acest cancer de col uterin poate apărea în primul rând de la o infecție pe care o avem. Deci nu, infecția este
predispune. Așa. Deci noi avem celulele acestea care pot fi activate sau pot fi apărea datorită unei infecții. Astea sunt situații predispozante, deci factori predispozanți o infecție uterină. Cum precum poate fi și însăși papilomavirus, cum am zis eu. Deci un pH diferit, o viață sexuală perturbată cu mulți parteneri. Deci pot fi diferiți factori. Care traume la nivel de col uterin, iarăși folosirea unor jucării care ar trauma. Vă rog să ne spuneți, uterin. Pentru că asta este foarte informativ și mi se pare absolut corect să și discutăm, mai ales că e vorba de viața noastră, de a femeilor. Și noi atunci putem preveni prin efectuarea cel puțin o dată în an a frotivului vaginal, însăși bacteriologiei vaginale. Noi putem depista o infecție, cât putem depista și schimbările care au loc la nivel, înainte cum se numea, se numea erozie, da? Da. Și este o denumire foarte incorrectă, care noi de obicei, acum medical spunem ectropion. Ectropion este o schimbare la nivel de col uterin, care ar părea ca o rană la nivel de col uterin și atunci se efectuează, iarăși se face frotiu, se face bacteriologie și de multe ori el se tratează de la sine. Deci când trebuie să ne mai adresăm la doctor? Când după relații sexuale avem sângerări. Iarăși, ne-ar vorbi că sunt, este iarăși aceeași rană care am zis la nivel de col uterin, s-au implicat vasele de la nivel de col uterin și atunci aceasta iarăși poate duce la un cancer de col uterin. Deci aici trebuie să fim atenți pe lângă faptul cu cine avem aceste relații sexuale, cât și de igiena noastră, așa sigur. Înțeleg, pentru că a zis mai devreme că aceste lucruri igienice pe care le folosim în timpul menstruației tot ar putea să deranjeze și să ducă la ceva. Evident, da. Am înțeles. Vreau să vă întreb, din experiența dumneavoastră, cam care este procentajul femeilor care, din păcate, ajung să... deci, poate nu își fac acest pap test și ajung deja în această etapă critică în care, din păcate, au deja dezvoltat acest cancer. Eu am zis că după incidență este a patrulea tip de cancer în lume. Deci, nu, eu activez într-un instituție unde noi mai mult avem de furc cu gravidele și femeile care, de fapt, au grijă un pic de ele. Deci incidența poate fi cu mult mai mare la spitalul oncologic cât și la spitalul de stat, care au deci văd mai evidența multe femei, da, la mai multe femei sau la însăși centrele medicale care de fapt ei sunt obligați și cheamă aceste femei anual pentru că nu se acumulează în mediul lichid, dar în pielea mielă, dar foarte vigilent au grijă pentru a chema aceste femei la timp și pentru a explica pentru că trebuie, nu trebuie, dar ele efectuează și cumva ne depistează ceea că se duc să tratează mai departe sau nu, asta e altă întrebare, dar de fapt se colectează la noi în Moldova la fiecare un an, femeile sunt chemate la punctul medical sau la centru de familie pentru a colecta sau chiar la serviciu, deci la noi doar toți trecem în, exact. Da, controlul medical. Și iarăși la controlul medical se cât de corect sau cât de bine sau cât de se face după ciclu menstrual sau nu după ciclu menstrual, asta e altă întrebare, dar de fapt se colectează la majoritatea femeilor se colectează la noi în Moldova. S-au întâmplat cazuri în care a fost depistat un acest pap test s-a făcut la femeile însărcinate și din păcate s-a depistat ceva? Da. Sunt cazuri când se întrerupe însăși sarcina sau când se duce până la capăt și după aia se efectuează o procedură sau am paciente care au fost depistate cu și s-a făcut rezecție de col uterin și după aia au mai avut o sarcină sau două. Deci nu este așa un verdict care trebuie de efectuat la timp și atunci totul se poate de corijat. Doamna Parpăuță, eu vreau încă o dată cu dumneavoastră să concluzionăm și să ne spuneți exact ce trebuie să facem pentru a fi femei sănătoase, în toată regulă. Deci odată în 3 ani, în prealabil, 48 de ore, nu ducem viață sexuală, nu folosim ovule vaginale, tampoane sau băiețe, efectuăm testul Papa Nicolau, care se efectuează din ziua 10 a 16 a ciclului menstrual, se numără din prima zi de menstruație. Deci și el este gata în decurs de 2 săptămâni și îl evaluăm neapărat
la medic. În cazul când nu se efectuează în mediul lichid și se efectuează pe lamele, deci trebuie de efectuat anual. Și neapărat, acest test nu se face acasă, se face într-o instituție specializată, astfel încât să se înțeleagă. Da, și este o colectare deosebită care trebuie de efectuat din colul uterin. Am zis eu cu o periuță specială sau o spătulă care se face pe acele cesornicului, trebuie de ajuns și de luat toate celulele necesare. Deci este pentru... se colectează de doctorul ginecolog sau de o asistentă medicală care este învățată sau a făcut studii anume pentru colectarea acestui pap test. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru faptul că ne-ați punctat aceste detalii importante și vă mai așteptăm acasă cu informații.